Zilnic, cel puțin 20 de persoane trec pragul cabinetelor medicale ale medicilor de familie. Virozele sunt principalul motiv. Chiar și în spitale, camerele de gardă sunt luate cu asalt, mai ales de părinți care vin cu micuții răciți și cu febră. În aceste zile, cu zăpadă, cu gheață, pacienții vin spre medicul de familie, în special pentru virozele respiratorii ale sezonului, dar și pentru terapia cronică, în boala hipertensivă, pacientul diabetic, pacienți care au nevoie pe termen lung de tratament. Suntem în plină iarnă și bolile sezoniere nu se sfie să dea bătăi de cap oamenilor. Simplul guturai, bronșita sau infecțiile respiratorii sunt doar câteva din afecțiunile pentru care giurgiuvenii se prezintă la medicul de familie sau la camera de gardă. Ne gândim și la pacientul cu mare risc, cum este gravida, cum este pacientul dializat. Ei au fost și transmiși către Direcția de Sănătate Publică, astfel încât să se intervină cu ambulanțe, cu sisteme de urgență, să se evite orice risc în această perioadă. În această perioadă, medicii recomandă părinților să îmbrace bine copiii, să evite zonele aglomerate, iar micuții să consume cât mai multe fructe și la primele semne de boală să nu-i mai trimită la școală pentru a evita răspândirea în rândul celorlalți copii. Pentru a evita îmbolnăvirile, giurgiuvenii sunt sfătuiți de medici să consume alimente bogate în proteine, legume și fructe, să se odihnească și să facă mișcare. Persoanele vârstnice, în special cele cu afecțiuni cronice, cardiace și respiratorii, este bine să evite deplasările și frecventarea locurilor aglomerate. Oamenii sunt sfătuiți de asemenea să nu ia cu asalt camera de gardă și să se prezinte încă de la primele simptome de boală la medicul de familie pentru punerea unui diagnostic și aplicarea unui tratament corespunzător.